Europarlamentarul liberal Cristian Bușoi aduce o veste bună în lupta cu pandemia. Acesta anunță că Agenția Europeană a Medicamentului a început revizuirea continuă pentru un nou vaccin împotriva COVID-19. Vaccinul este dezvoltat de Moderna Biotech Spain și, potrivit companiei farmaceutice, are o eficacitate de peste 94%. Revizuirea continuă, demersul despre care vorbește europarlamentarul Cristian Bușoi, înseamnă că Agenția Europeană a Medicamentului a intrat în proces de evaluare rapidă a vaccinului, un semn că tratamentul propus de cei de la Moderna este unul promițător. Decizia Agenției Europene a Medicamentului de a demara procedura pentru vaccinul produs de Moderna se bazează pe rezultatele preliminare din studiile non-clinice și din studiile clinice timpurii la adulți, care sugerează că vaccinul declanșează producerea de anticorpi și celule ale sistemului imunitar, care vizează virusul. Studii clinice la scară largă care implică câteva mii de oameni sunt în curs de desfășurare, iar rezultatele sunt așteptate în curând, conform datelor pe care le-am primit de la agenție, anunță europarlamentarul Cristian Bușoi, care este și responsabil al Parlamentului European în relația cu Agenția Europeană a Medicamentului. Vaccinul celor de la Moderna este al treilea vaccin împotriva COVID-19 pentru care se începe revizuirea continuă, după ce luna trecută a fost demarată această procedură pentru produse similare dezvoltate de AstraZeneca și Pfizer BioNTech. Revizuirea continuă pentru toate vaccinurile va continua până când sunt disponibile suficiente dovezi pentru a susține o cerere oficială de autorizare de introducere pe piață. Mai arată Cristian Bușoi. Afirmațiile europarlamentarului român vin după ce compania americană Moderna a anunțat o eficiență de 94,5% a vaccinului pe care îl dezvoltă pentru prevenirea COVID-19. Unul dintre avantajele principale ale vaccinului dezvoltat de Moderna este faptul că nu are nevoie de condiții de păstrare la temperaturi extrem de scăzute, ceea ce îl face mai ușor de distribuit. Specialiștii se așteaptă ca vaccinul să fie stabil la temperaturi standard cuprinse între 2 și 8 grade Celsius timp de 30 de zile și ar putea rezista chiar și 6 luni dacă este ținut la minus 20 de grade Celsius. Spre comparație, vaccinul Pfizer trebuie transportat și stocat la minus 70 de grade Celsius, iar la temperaturi mai mari poate rezista doar 5 zile.